Ramona a fost foarte sinceră și directă în seara aceasta, spunea că a trimis cele două fete, pe Izabel și pe Alexia, pentru a crea niște scântei acolo, niște scandaluri și să aibă și ceea ce să vadă mâine pe materiale. Iar după le zicea fetelor că aveam și eu planurile mele și de aia n-a zis planuri malefice, iar Tess spunea că apreciază faptul că este foarte sinceră. Vorbeau concurenții despre faptul că vor apărea înțepături între Raul și Cristi, noul concurent, din cauza lui Isabel și Sorin a spus că deja au apărut înțepături între cei doi înainte să plece cei trei băieți în casa fetelor și întrebau fetele, da, pe bune, serios, deja? Iar acesta a spus că da, eu i-am văzut în seara aceasta discutând pe cei doi băieți și era și Izabel acolo, dar părea că duc poartă o discuție normală și civilizată. Poate vom vedea pe material despre ce înțepători vorbește Sorin.